această perioadă. În primul rând analizăm fenomenul de lună plină de pe 19 februarie, care are loc după amiaza. Fenomenul de lună plină pentru nativii Scorpion are loc pe casa 5-a, sigur că da, în combinație cu casa 11-a, mai exact pe axa 5-11. Cu siguranță nu se vor plictisi, există o șansă foarte frumoasă de a-și petrece timpul cu oamenii apropiați lor sufletește, care vin și cu o conectare foarte puternică la o zonă frumoasă, plăcută, distracții, pot rezolva chiar situații apăsătoare zilele acelea prin voie bună și optimism. În altă ordine de idei, este o perioadă foarte bună din punct de vedere financiar pentru ei, cu sextilul acesta Jupiter-Soare zile care urmează pe axa, pe casa a doua. În continuare, sistemul relațional este foarte solicitant. Ei negociază cu cei din jur modul în care își doresc să fie tratați. Vom vedea foarte mulți nativi Scorpion care aproape își negociază imaginea. Adică le spun celorlalți, dacă mă vezi într-un anumit fel, ai șanse să mai rămânem prieteni. Dacă nu este așa, nu ești dușman, da. Da, pot fi foarte solicitanți și destul de prudenți în ceea ce privește modul în care cei din jur îi apreciază sau îi văd, și tensiuni relaționale în acest sens. Prezența celor trei planete pe casa a treia arată și acțiuni imprevizibile în tot ceea ce ține de semnarea unor contracte, adică vom vedea nativ Scorpion care de azi pe mâine pot semna un contract foarte sănătos, foarte serios, foarte profitabil, sau pot anula un contract care, să spunem, era pregătit de ani de zile. Există un anumit factor de risc și de inconstanță pe casa aceasta a relațiilor. Foarte mult oameni cu putere de decizie pe care îi întâlnesc și care joacă un rol important în viața Scorpionilor, ei caută în perioada imediat următoare nu neapărat persoane care să-i domine, dar persoane care să aibă un cuvânt de spus și de la care și ei să aibă ceva de învățat. Nu este neapărat o nevoie de a fi ajutați, nici de cum. Este doar o nevoie de a descoperi forța și în alte persoane, nu numai în propria persoană. Își doresc să fie înconjurați de oameni puternici, de oameni care energetic știu să se poziționeze. Ce descărcări au loc pentru aceștia înainte de a se confrunta cu puterea lunii martie? Scorpionii în perioada aceasta tind să cred că se vor confrunta cu două aspecte. Primul aspect este unul de superficialitate. Vor fi fie ei superficial, fie mediul în care sunt e unul cu totul neserios, chiar distractiv, fără doar și poate, e foarte bine. Numai că acest aspect îi va pune și în situația de a-și testa din nou capacitatea, forțele, indiferent ce semnale primesc din acest mediu relaxant și glumeț și superficial, nu sunt dispuși să ia lucrurile ca atare, chiar dacă le spune cât de minunat și extraordinar sunt ei, vor să testeze aspectul acesta și de aceea probabil că vor intra în contact cu oameni puternici, cum spuneai, pe care îi consideră cel puțin egalii lor, tocmai pentru a-și testa și a-și reevalua felul lui de a fi, de a se autoconvinge că standardul lui e cel pe care îl știa și că toate lucrurile acolo sunt în regulă. Vor fi predispuși la anumite schimbări bruște, aproape că se va putea spune despre ei ca autoane, fără un motiv justificat, dar de el bine știut și totuși gândit. Adică chiar dacă pare o hotărâre de moment, așa, ea în profunzimea ei a fost gândită. Așa că orice contracte ar semna sau n-ar semna,
nu este o decizie, chiar dacă pare de moment, nu este o decizie, în moment, e o decizie gândită și cântărită, zic eu. Oricum, perioada cu lună plină s-ar putea să le dezvăluie anumite lucruri ascunse, să facă lumină în niște lucruri pe care fie ei nu voiau să le prezinte, fie cei din jurul lor le ascundeau de ei, s-ar putea în orice caz să acceseze niște adevăruri, fie dinspre ei, fie dinspre ceilalți. Scorpionul este o zodie afectată de acest, în general, de fenomenul de lună plină, pentru că prin natura lucrurilor luna plină activează capacitățile extrasenzoriale pe care scorpionul le are din plin, deci s-ar putea să fie mai intuitiv, să simtă că urmează să se întâmple anumite lucruri, să simtă o putere mult mai mare de a schimba anumite aspecte ale vieții lor, să aibă acest sentiment că pot schimba lumea. Poate exista, sigur că da, o anumită tensiune interioară sau o anumită frică nejustificată. Ar trebui să-și supravegheze pe acest fenomen de lună plină chiar și ușoarele tendințe destructive sau enervările, dar este și un moment, pentru că vorbeam despre, acum sigur fiind și perioada anterioară lunii martie, luna aceasta plină pe axa Pești-Fecioară va fi și mai puternică ca relevanță. Ce îi sfătuim pe Scorpion? Să facă puțin curățenie înainte de acest moment de lună plină. Știm că el devine foarte puternic cam înainte cu 24, chiar 48 de ore. Deci deja am intrat sub incidența, cu toții am intrat sub incidența fenomenului de lună plină. Deci ar fi oportun să se ocupe puțin, să se relaxeze, să purifice, să-și facă ordine în casă, să nu se mai enerveze, să nu se supere, să nu poarte ranchiună și așa mai departe, pentru a echilibra, să n-aibă frici nejustificate. Să mergem mai departe, să vedem pentru nativii săgetători